Bună și bine v-am găsit la Prof Online cu exerciții de matematică. Da, mă. Și cu ce ieșiți și cu ce probleme? Că mi-ai promis ca clar, categoric, ca să vii cu o problemă frumoasă, interesantă. Da. Două ai avut. Te rog. Te rog frumos, dă-mi să văd dacă iar am să iau pe cea mai grea, care se pare ție cea mai grea, ca să mă descurajez complet. Nu, dar mai întâi intrăm cu cele mai... Mai ușurele? Mai cam. A? Bine, hai, ziua. În prima zi a întâi, parcurge... 2,5. Deci, în prima zi, 2,5 din drum. A doua zi, 4,8 din rest. 4,8 din rest. Și a treia zi? A treia zi, parcurge 24 de kilometri. 24 kilometri. Care este distanța? Da? Drumul, distanța. Egal cu cine? Drumul pe care îl parcurgi. Ba, știi că eu am șansa asta cu... Nu mă ajut, mă lași așa. Numai dacă îți cere o... ajutor. De desenat știu să fac până aici. Deci, AB, drumul AB. Acum, ce înseamnă 2,5 mai și trebuie să mă ajut? Să împărțim firul în 5. În 5, bun. 1, 2, 3, 4, 5. Așa. Și câte în prima zi? Trebuie să luăm 2. 2. 2, 5, 5 pentru prima zi. Cum o să vă văd eu? 4, 8 din rest. Adică trebuie să restul să-l împartă în 8. Da? 3 împărți la 8, domnul profesor. Aici e. 3 împărți la 8. Acum ai. 3 împărți, că au rămas 3 bucăți, da? Să împartă la 8. 3 împărți la 8. Așa. Dacă ce era ajutor, mă lasă. Mă gândesc și eu. Nu, mă, e repede. Bine, totuși, 3 octim, în loc de 4 octim, 4 octim, vreau să zic, o doim. Că simplific, prin 4. Am învățat chestia asta, data trecută. Când 4 optim, pe mine mă deranjează, împart și prin 4 și numărător și numitorul, adică jumătate din drum, jumătate din rest. Stai, că jumătate din rest înseamnă până aici. Uite așa. Adică, atât. Ia să fac asta. Asta înseamnă. Deci împărțirea era făcută înainte așa. Permite să le iau clare. Clar așa. Și acum au apărut una și jumătate. Una și jumătate. O parcurs el la a doua zi. Și eu mai rămas restul de 24. Adică asta care rămâne de parcurs se compune din jumătatea asta și încă din așa. Și asta e formată din 24 de kilometri. Asta, frate, fac 24 kilometri. Păi cum să fac aici, mă? Și acum... v-ați încurcat. Trebuie să faceți 4 ori 3 și o să vă dea 12 și 8 ori 3 este egal cu 24 și 24 se împarte la... se împarte la 3 segmente. Băi, nu m-aș fi gândit așa. Aici m-am încurcat.
Dacă pun camera pe tine acum. Cum pun camera pe tine că te am auzit că m-ai băgat în încurcătură. Dar e corect și cum o zice domnul profesor Chiodoi? Da, da. Dacă iar cere cât este o pătrățică mică. Bine. Dar eu dacă am să am... Nu, o să fac eu aici. Am să împart în, în jumătate pe fiecare din ele. Pe fiecare din ele fac. Asta fac. De 6. Păi da. Și ce 24 se împarte la 6? Deci, iată una, iată cealaltă. Și ăsta era tot restul, nu? Și am câte bucăți acum? Una, două, trei, patru, cinci, șase. Și am făcut eu bucățică de asta. 24 împărțit la 6. Problema mea e 8. 24. Stai, nu, cu 8 am terminat-o, că am simplificat fracția. În loc de 4 pe 8, am zis 1 pe 2. E tot același lucru. Și pe 1 pe 2 înseamnă că am împărțit fiecare segment în 2. Și 1 pe 2, iată-mi aici. 1 pe 2 am amplificat cu 3. Este 3. Și din 3 ori 1, 3. 3 ori 2, 6. Și atunci l-am împărțit pe tot restul în 6. Și au doar 3 din ele. 1, 2, 3. Până aici. Și îmi rămân astea la alte 3 bucăți. 24 împărțit la 3. Ia să vedem. 24 împărțit la 3. Și cât face? 8. Nu? 8 km. Este un segment de ăsta. Deci 8 km. Și atunci, un singur segment cât este? Cât este unul mic? Asta așa, da? 16. Nu, 8. Unul mic, mic, mic. Dar nu, mic, mic, de la 24 și așa îmi ții tu? Că m-am dus pe alt culoare. Păi așa, păi cât este distanța, adică poate să vorbim? Păi eu, dacă îmi dea aceeași distanță, ca a ta, dacă îmi dea aceeași distanță, suntem prieteni? Bine. Bine. O să vedem. 6 ori 2, 12. Nu, 8 ori. 8 e o bucățică. Dacă una e 8 ori 2, egal cu 16 kilometri, înseamnă un segment de ăsta. Unul de ăsta. Și eu am 5 în total. 16 ori 5 fac 80 kilometri. Nu-i bine? Ba da. Dar la mine să-i explica șmecheria asta de la trecută. Ne-am zis explicat după asta. Că poate să simplifici, el nu a amplificat. Da. Și de-aia mă întreba segment mic, mic, mic. Mic, mic. La 100 de segment. Eu la 24, acela cum a avut el acolo. Da, dragule, dar uite, m-am jucat foarte tare aici. Deci eu ce am făcut? Trebuia să amplific cu 3. Și cât faci aici cu 3? 3 ori 4, 12. Supra 24. Și trebuia să împart în 24 tot restul. Fiecare bucată de aceea, luam 12. Adică jumătate. Jumătatea la 24 e 12. E perfect. Da? Jumătatea la 24 e 12. Deci perfectă chestia. Acum am și vrut eu deodată, dar m-am împăcat alea că aici, că 24 ăsta, m-am împăcat degeaba, că trebuia să împart la 3. La 3. Că sunt 3 bucăți. 24 împărțit la 3, făceau 8. 8. 8 ori 2, 16 și foarte tare. Acum urci mai tare. Da, încearcă să înțelegi. Dar uite, că șmecheria a fost așa. 4 optimi mi-a plăcut. Dar eu nu m-am lăsat păcălit. Că 4 optimi înseamnă o doime. Și pe urmă doimea aceea mi-am mulțit-o cu 3. 3 șase. Adică tot restul ăsta trebuia să-l împart în 6, cum erau 3, 2, 2, 2, 6 și eu luam doar 3 din ele. Și aici ajungeam la jumătate. Și era clar că îmi rămâneau cele 3 împărțit la anul. Da? Cum vezi, important este să avem aceeași rezultat. Corect. Că era câte ce să intrăm într-o ceartă de să ducea veste. Vestea, dar uite că am ieșit. Am v-ați încurcat acolo. Am încurcat un pic, dar uite că am ieșit din situația. Acum vă încurc și mă. Bine, aștept, acum am văzut problema. Desu, tu să vă pregătiți. Mă pregătesc. Auzi, dar știi, mai am o șansă.
Știi ce fac? În condițiile în care n-am să dau soluția, opresc camera. Nu mai filmez. Dar nu-i corect așa. Nu-i corect, nu. Sigur că nu-i corect. Adică... fură aici, nu? Nu sunt stare să-ți fac problema. Să vedem. Ai rămas pe gânduri așa ceva. Așa ceva nu pot să accepți. Da. Te rog frumos. În prima zi, Andrei, parcurge 3 și sim. 3 și sim din distanță, din drum. Care înseamnă o doire. Că e simplu și bitrei. A doua zi. Deci 1 pe 2 din distanță. A doua zi. 2 cincini. 2 cincini din rest. Din rest. Adică... și la treia zi... așa... au mai rămas 99 de kilometri. 99 de kilometri. Gata! Unde-a dat treaba? Danonino. Hai, Danonino, dar să vede dacă... acum, ce fericite spui, rulează o dată, e la minim în cazul. Deci în prima zi jumătate. Dar atent ce fac. Prima zi jumătate. Am voie. Am voie, băi? Că să mă duc, mă joc, te-a spus și înapoi. Deci prima zi, jumătate. Dacă îmi dădeai 3 pe 7, nu mai putea face. Nu, păi și-am văzut de trecută. Deci dacă îmi dădeai 3 pe 7, mă puteam să-mi fie cadere, așa îngheța. Dar mi-a dat 3 pe 6, m-am lucrat de la început. Am putut să împarți prin 3 și sus și jos. A, gata. Deci vin de la început cu poanta asta dură. Să nu poți simplifica. Mi-ai dat 4 pe 8 data trecută. Da. Tot 1 pe 2. Asta e că trebuie să vedea că am problemă. Ai înțeles poanta care e? Ca să fie treaba treabă, trebuie să vii cu o problemă. Așa, deci 1 pe 2 din distanță. Dacă este așa. Dacă aveți același rezultat. Așa. 2 cincini din rest. Adică restul ăsta îl împart în 5 acum. Jumătatea asta în 5. 1, 2, 3, 4, 5. Și a doua zi face, asta cu prima zi, și a doua zi face aceste două. 2 cincini din rest. Și rămân acestea. 3 așa segmente. Sunt 99. Sigur că da. 99 km. 99 împărțit la 3 și face 33, o bucățică. 33 de kilometri. Și 33 înmulțesc cu cât? Cu 5, ca să vin până aici. Așa, 33 ori 5. În 33 ori 10. Cel mai rapid. Ori 5. De ce și ori 5 încă o dată? Hai să 33 ori 10, când vine mai... că-s 5 aici și încă 5 din coace. 33 ori 10. Și fac 330. Nu! Hai, lasă-mă! Nu? Mi-e de 270. 270? Acum intrăm în conflict. Faceți cum am făcut. Nu, dar unde greșesc eu? Dacă tu îmi descoperi greșeala mea, pe mă urmărești și pe tine, te urmezi pe tine, vedem ce urmești. Trece simi, face o doime? Corect. Da. De toată distanța. Și din cealaltă, 2-5-5. Da, ați greșit. Urmărești, nu, unde greșeala, te trebuie, unde greșeala. 2-5-5. Mi-au rămas cele 3 segmente. Cele 3, 99 împărțit la 3, fac 33. 33 ori 5 am până aici, 1, 2, 3, 4, 5, și încă 5 în partea asta, 10. 33 ori 10, 330. Am greșit, nu? N-am greșit. Păi nicio. Zici și la tine cum? Zici la tine. Dacă ți-o găsesc greșeala, gata.
Păi am luat 3 segmente și mi-a mai rămas 9 liniuțe. Restul e din 9? Restul. Tu ai zis că ai luat prima dată? Nu, păi o bucățică mică la mine este 11. Dar de ce 11 o bucățică mică la tine? E împărțită de 6, bănuiesc. 3 șesimi, tu ai împărțit tot întregul 6 și ai luat 3 linii. Tot jumătate ai luat. Da. Tot jumătate. Da, tot trebuie rămas. Da. 3 și acum ce ai făcut? Și acum 2 cincimi. Cred că ai împărțit... 6 pe 15. 2 cincimi. Ai împărțit pe fiecare în 5. În 5, da. Și ai înmulțit aici cu cât? Cu 3, cred că. Cu 3 trebuia înmulțit, că sunt 3 segmente. Și venea 6 pe 15. Păi așa am făcut și noi. Așa am făcut și noi. Păi dacă ai făcut și tu la fel, deci 2 cincimi, înmulțit cu 3, fac 6 pe 15. Și 6 pe 15 însemna tot ăsta împărțit în 15 și tu luai 6 din ele. Da? Deci, hai să merg pe schemata. Să vezi că avem același lucru, dar probabil că greșit la calcul. Da? Câte segmente avem? 3, 4. 3 au rămas, da? Așa. Și am zis că fiecare din astea trebuie împărțim în câte? În 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Și câte ai luat, Mario? Eu am luat... 6 trebuie să-i luat. 6 ai luat și tu, nu? Deci, aici ce înseamnă? 6. Da. 6. Și câte au rămas? 6 până aici. 6 și 5. 9. Și cu 4, 9. Rămas 9 segmente. Așa. Și tu ai împărțit 99 la 9. 99 la 9. La 9 și fac 11, da? 11 e un segment de ăsta. Tu ai făcut 99 împărțit la 11. Da. 99 împărțit la... E scris invers. 99 împărțit la 11 și la 9. A, 99 împărțit la 11. La 9. E gata, am înțeles. Aici e greșit. Deci 11 este un singur segment. 9 împărțit la 9. Și la 11 era mic. Da. Și cât ai? Acum 11. Până într-un aici cât ai? Sunt 5. 55. 55, da? Și câte din astea? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ei, și 55 ori 6. 5 ori 6. 5 ori 6, 30. 0 și 3. 5 ori 6, 30. 30. 30. Corect. Ei, aici te aici. Da. La împărțire, aceea nu o să-mi faci da, la... Da, eu l-am văzut că-s direct... Așa, nu o să-mi facă. Dar e... Deci bine că ai înțeles acum și invers. Da. Deci, nu stai niciodată cu fracția de vorbă când o poți simplifica. Cu același număr și sus și jos. Deci, da. Nu stai de vorbă, să o faci și nimeni, numai dacă ne dai de la început grea. Ireductibilă. Așa, aici ai 2 pe 3. Ei, dar e simplu, nu? 2 pe 3? Înseamnă 3. 1 pe 2. Deci ai înțeles acum, da? Înțeles acum. Din cauza că tu ești... Am schimbat acum. Da. Mă, dă pe prima. Dar prima e simplu, mă. Nu, da. Dar trebuie să fac. Bun. Ai prins becheria de acum, nu am pasă mai fac. Ai prins becheria asta și de acum știi să le aranjezi tu încât o să fii... Astăzi, Andrei, parcurge... O cincime. O cincime. Bun. A doua zi parcurge 4 șeptimi.
A doua zi, patru șeptimi din rest. Modificat deja, nu știu. Da? Foarte tare. Rest. Și rămâne? Ce? Aici rămâne, rămâne, rămâne să vedem. Rămâne să vedem. Rămâne să vedem. Rămâne să vedem, da? Da. Bun, și asta e o problemă foarte tare, că acum împreună să vedem cum o organizăm. Că nici eu nu pot să știu de la bun început exact, ce și cum. Și el, eu numărat, să tăiat, iată scris. Foarte tare este chestia. Deci, facem așa. Acum nu mai puteți să mai faceți. Simplificările acelea, da? Da. Clar. O cinci. Că așa cum ai dat, mai una, două, trei, patru, cinci. Hai să văd. Două. Da? Deci o cincime. Și cât rest îmi rămâne? Rămân patru cincime. Patru deci. Patru cincime. Egal restul. Și eu iau patru șeptimi din rest. Adică fiecare bucățică de șine în câte s-o parte ca să mă pot discuta. Deci o cincime am făcut-o în prima zi. Restul este 4 cincime. 4 ori asta ce era. 4? Da, aceste 4 trebuie să le împărțim la 7. Fiecare în 7. 4 împărțit la 7 nu se poate. Deci nu se poate. Dar atunci dacă împart pe fiecare la 7, aduc fracția asta 4 pe 7, o aduc într-o șmecheră egală cu ea și mulțesc cu 4 cât e fracția mea de făcut. 16 pe 28. Adică pe fiecare în pat, acum în 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da? Iarăși, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Am făcut bine numai la ultima era mai mult. Acum, eu să fac demarcarea corectă pentru segmentele de bază, alea mari. 5. Bun. Deci am făcut demarcarea clară. Total sunt 28 acum aici. Dacă număr 7, 7, 7 și cu 7. Trebuie să luăm 16. 16. 7 și cu 7 fac 14. Și încă 2. Și încă 2. Și aici am să pun cu o altă culoare. Încă 2 aici, da? Da. Și de aici până aici. Este a doua zi. Și câte îmi rămân? Din 28 scad pe 16, ca să nu-mi pierd timpul. Din 28 scad pe 16, egal cu 12. Deci egal cu 12 segmente mici. Segmente mici. Și acum găsim un număr care se împarte exact la 12. Și ca să ne vină ușor, zicem 120. Cu 120 se împarte la 12. Și zici, se împarte 120? Știu, eu nu vă dau așa rezultate la întâmplare. Nici eu nu am zis 120. Atunci, poți zic 24? Da. S-ar împărți la 36, 48, 60, 72, așa. 74, 76, 72 zis, 84, 96, 108, așa, 112, 120, 120, e bun 120. Deci e un multiplu de 12 poate prinde, da? Acum la rest trebuie să scrie 120. Deci restul e egal cu 120, e bun. 120, da? 120
O verificare. Kilometru. Da. Da. Ai vrut să te convingi că este bine, da? Deci ai înțeles că 100, multiplul de 112, câte segmente are, ca să împart exact. Deci 24, 36, 48, da? Mergeau foarte bine toate cele care le-ai zis tu. 60, ai zis? Și eu dublam o dată 60. 60 cu 60 și 120. Da? Așa. Și 240. Și 240, sigur că da. Sigur că da. Așa, dar cât am zis că aici au rămas? 120 de kilometri. Și acum fac 120 împărțit la 10. Chiar așa, știi cum se împarte? Fac. Și rămâne 12. Cum se mulțește cu 10? Cum se mulțește cu 10? Să adăugăm un 0. Și acum ca să împarți, să tai un 0. Asta e poate. Deci, un singur segment de ăsta înseamnă 12 km. Pe mine mă interesează să aflu un segment mare. Păi... 12 ori cât? Un segment. 12 ori 6. Ori 60. Ori 7. Cât 7? 72. Da? Deci, 12 ori 7 egal cu... Ai zis cât face? 84. Deci, unul singur e 84 km. Noi câte aveam în total? 1, 2, 3, 4, 5. Adică? 420. Deci, 84 distanța egal cu 84 ori 5. Și fac 5 ori 4, 20. 5 ori 40. Și cu 2, 42. 420 km este distanța parcursă. Sigur, ai înțeles toți prietenii noștri cum se compun problemele acestea. Da. Este superb, da? Este foarte tare. Este foarte tare, nu? Dar nu mai dacă numele pare jos. Nu mai dai. Deci, asta, să nu fii sus și jos parcă, eu simplific repede. Eu dau doar sus parcă. Sigur că da, și jos în parcă, atunci nu se mai simplifică. Chiar să... Dar dacă spui 3 pe 9? E bun? Merge să simplifici. Asta e, ce te simplifici? Pentru că este 3. Pentru un 3 simplifici, faci 1 pe 3. Deci ai grijă, poți să-mi dai... Unul apar și impar. Unul apar și unul altul impar. Poți să dau impar sus, par jos? Nu știu, cum te gândești tu, cert este că faci așa fel probleme încât să nu mai oferi șansa să mai simplific. Să nu mai nici la a doua nu mai simplific. Nici la a doua. Și atunci... Trebuie să muncesc cum am muncit aici. Uite, o cincime și cu patru șeptime au fost model de probleme la care a trebuit să muncesc, pentru că mi-au rămas cele patru segmente egale. 4 pe 7 am mulțit cu 4 și sus și jos și mi-au dat 16 pe 28. Și eu știu că prin 7 fiecare și din cele 28, să le numere cine vrea, eu știu sigur că sunt 28, 16 am luat din ele. 16, da? Adică 7. 7 plus 7, 14, de 20. Și atunci mi-a ieșit a doua zi. Și ce rest? Restul care rămâne e diferența de 28 și 16. Că 28 erau toate, 16 am luat a doua zi și mi-a rămas așa. Și în felul ăsta, acum restul trebuie să se împarte. Mi-au rămas 12 segmente, dar un multiplu. Multiplu, adică să-ți meargă de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de câte ori vrei tu ca să fie numărul acela invers, că faci împărțirea, să împarte exact. Acum vă dau la a doua zi deasupra 10. Nu. Și jos 19. Da, poți să faci joc de mine cât vrei tu.
Dar sigur este că ai înțeles. Dar mă gândeam acum că să-mi dai cu o zi, două, trei și a patra. Restul al patrulea. Adică să mă coș de tot. Deci prima zi atât, a doua zi atât din rest. A treia zi atât din restul de la a doua zi. Și restul, la patra zi, e cel care poate să fie problema mult mai dură decât... Ok, bine, o să împărțim semnul la 20. Nu știu la câți. Orice, sigur este că putem să imaginăm problemele și astea. Crede-mă că problemele de tipul acesta dau mari bătaie de cap celor de pe în clasa a 5-a, a 6-a. Da, vreau să nu așa am scris eu. Acum? Prima oară și am făcut de extra ușar. Da? Am intrat aici, vreau să mai văd încă ceva. Vreau să mai insist un pic. Pentru data viitoare, trei probleme făcute de tine care să însemne Batista la mine și să-mi șterg provada de transpirație. Da? Eu, șervețelul, da. Eu șervețelul și am să spun, Mario, că atunci când am devenit profesor, prima dată am luat eu catalogul sudraș, am intrat în clasă, aveam 23 de ani, nici nu aveam 23 de ani. Deci eram tânăr, profesor intrat și când am intrat la o clasă de a 12 așa, nu mi-a fost deloc ușor, dar am făcut un lucru. Am avut tot timpul cervețelul la mine. Adică, din clipa aceea, am făcut orele transpirând și muncind cu toată răspunderea. Cum, de fapt, mă vedeți și acum. Deci, uitam să ies din clasă. Copii cervețelul. Copii. Toată cervețelul și acum, da? Nu mai are 23 de ani, domnul profesor. Da. Vreau să mai fac niște împărțiri. 730 împărțit la 10. 730 împărțit la 10. Păi 30 împărțit la 10 va da 3. 7 împărțit la 10 nu merge. Deci 730 împărțit la 10. 640. Dar dacă aș spune 54 ori 10? Este 540. Egal cu 540. Dar 540. 73, domn profesor. Împărțit la 10. Domn profesor. Așa. 73. 73, sigur. E de parte. Acolo 54. Da. Da. Dar 700 împărțit la 100. 7. Dar 700 împărțit la 7. 100. 100, sigur. Deci, cu alte cuvinte, fiindcă 7 ori 100 fac 700, împărțit la oricare din ei, obținem pe celălalt. Puteți invertă, inversăm. Așa. Bine, 100. 29 ori 12. 29 ori 12, 18, 8. Și unul îl ținem. Asta știi să faci, sigur că da. 29 ori 12 face rapid. Punem de desubt, nu? Da. Așa. Da, 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 da.